Bună ziua, dragilor, și bun găsit la o nouă etalare Scorpion. Cei născuți în Scorpion sau au ascendentul în Scorpion, perioada 20-26 aprilie. Haideți să vedem ce se întâmplă în viața dumneavoastră. Nu uitați că este o etalare generală care nu se poate potrivi tuturor. Haideți să vedem. Pentru Scorpion. Pentru Scorpion, ce se întâmplă în această săptămână, ce este important ca să știți. Voi lua această carte care a ieșit prima, da? Au căzut mai multe. Energia generală a acestei săptămâni pentru voi, dragii mei scorpioni, este că simțiți un potențial absolut. Ceva incredibil se întâmplă după o perioadă în care dumneavoastră nu v-ați simțit extraordinar de bine, nu v-ați simțit în plină formă. Există o tristețe foarte mare, o tristețe s-ar putea pentru un copil sau un părinte în unele cazuri. Îmi arată aici, însă dumneavoastră veți ieși din această energie un pic debusolantă. Nu văd o energie negativă, dar văd o energie care vă trage în jos și care nu vă face să simțiți sau să vă simțiți în formă. Văd că în acest scop, datorită faptului că vă simțiți secați de puteri, încercați să faceți apel la cunoștințe, la prieteni, eu știu, familie și așa mai departe, pentru a obține ajutor. Faceți apel cu scopul de a obține acest ajutor. Mulți dintre voi văd că ați lucrat foarte mult în ultima perioadă de timp și s-ar putea să fie doar o oboseală fizică. Alții sunt foarte multe lucruri de plată pe care le aveți, foarte multe facturi. Nu că nu ați avea bani de plătit, însă sunt foarte multe și simțiți că timpul trece pe lângă voi, că munca voastră e în zadar și că nu puteți face altceva decât să plătiți factură după factură, taxă după taxă și așa mai departe. Ceea ce vă împiedică, eu știu, pentru că sunteți acoperiți de foarte multe responsabilități, iar aceste responsabilități le simt în viața dumneavoastră, da? De zi cu zi, activitățile dumneavoastră zilnice, dar și la muncă. Ceea ce împiedică această dorință și această, eu știu, o parte dintre voi sunteți greu de urnit în materie de a cere ajutorul celor din jur. Foarte greu faceți acest pas, însă acest pas îl faceți cu greu pentru că vă gândiți că nu vor fi acele persoane care vă vor ajuta. Vă gândiți că sunteți singuri și că trebuie să luptați singuri și vă pierdeți entuziasmul, vă pierdeți energia și odată cu pierderea acestui entuziasm și acestei energii se instalează în voi o doză de lipsă de creativitate, iar această lipsă de creativitate vă împiedică să vedeți acest potențial. Potențialul așadar este în anturajul dumneavoastră. Repet, fie că sunt colegi, fie că sunt prieteni, fie că este familia. Este timpul ca voi să vă urmați visul sau visele voastre, să vă atingeți acel obiectiv, pentru că nu mai sunteți motivați, nu mai vedeți potențial și nu mai vedeți nicio rază de soare, nu vedeți cum lucrurile ar putea decurge într-o evoluție frumoasă. Și împiedicați creativitatea dumneavoastră.
ori unde este creativitate, sunt idei, intuiția dumneavoastră, vreau să trimit un mesaj, vreau să cer ajutorul acolo, vreau să dau directiva asta în sensul următor și așa mai departe. Ori sunteți împiedicați, sunteți blocați. Și din cauza aceasta vă gândiți foarte mult că ceva în destinul dumneavoastră din trecut a blocat și v-a oferit și v-a adus aceste blocaje. Simțiți că există o karmă de plătit sau că anumite lucruri sunt blocate și vor rămâne blocate din trecutul vostru. Simțiți că timpul de asemenea a ajuns la s-a scurs și trebuie să vedeți ce faceți cu voi și cu viața voastră și iată că așteptați o șansă, o șansă să pice din cer, așteptați destinul, așteptați și nu mai blocați mersul lucrurilor. Pentru că până acum unii dintre voi ați luptat împotriva destinului, v-ați opus și ați ținut cu dinții morții și de o anumită situație, o anumită problemă și toate s-au plimbat în capul dumneavoastră ca un cerc vicios fără oprire. Iar acum așteptați această șansă dintr-o dată să apară de la Dumnezeu și să vă deblocheze, vedeți, așteptați deblocarea acestor acestei situații în care vă aflați. Vă mai gândiți la o călătorie, la schimbarea unei mașini sau achiziționarea unei mașini câțiva dintre voi. De asemenea, vă focusați că vă începeți să înțelegeți că nu puteți răzbi în situația în care vă aflați singur sau singură, că trebuie să cereți ajutor și nu numai pentru voi, dar pentru binele tuturor. Și când vine mai ales vorba de cariera dumneavoastră, veți putea lucra în echipă și accepta și tolera pe cei din jurul vostru. Sunteți cei mai buni, fiți încrezători în forțele proprii, pentru că sunteți cei mai buni în ceea ce faceți. Și dacă veți da de dovadă de creativitate la serviciu, veți putea înțelege altfel situația. Alții vă focusați pe un parteneriat rezultat dintr-o relație triunghiulară cu o persoană cu care lucrați, ați întâlnit-o poate prin intermediul muncii dacă nu mai lucrați cu această persoană. Serviciul dumneavoastră, a celeilalte persoane nu mai contează, însă vă focusați pe această persoană care este căsătorită de cele multe, mai multe ori pentru că văd o relație triunghiulară sau voi efectiv sunteți căsătoriți. Alții vă focusați pe imaginea patronului, patroanei, șefului, șefei dumneavoastră să vă gândiți cum ar gândi această persoană logic, cum ar structura și cum ar organiza lucrurile pentru a reuși mai bine. Deci, voi, dacă vreți să reușiți în carieră, tot ce aveți de făcut este să fiți organizați, să fiți un lider și să acceptați și să tolerați pe cei din jur și să lucrați în echipă. Există această echipă care vă poate ajuta. Alții, atenție la o relație triunghiulară cu această persoană cu care s-ar putea să lucrați, repet, s-ar putea să fie ierarhie superioară vouă, în orice caz statutul este diferit în întreprinderea în care lucrați și să existe un potențial extraordinar, o șansă dintr-o dată pentru ca voi doi să vă reîntâlniți, să fiți din nou împreună. S-ar putea ca această persoană să fie născută primăvara sau toamna. Haideți să vedem despre ce este vorba pentru cei care faceți parte din această relație triunghiulară sau sunteți implicați. Da, am zis, deja vă focusați, atenția dumneavoastră este sporită și va fi sporită în această săptămână și fixată pe această persoană. Încercați să vedeți care este logica sa, ce gândește despre voi, cum vă vede, s-ar putea chiar să nu aveți o relație deocamdată cu această persoană, dar să existe această interacțiune chimică între voi, să existe această combinație magică ca
care stârnește în fiecare dintre voi anumite emoții și anumite sentimente. Ori, acum vă întrebați, dacă este cazul, ce se întâmplă și ce e în mintea persoanei respective pentru a înțelege mai bine încotro vă îndreptați și ce se întâmplă cu această relație, cu această conexiune sau ce se va întâmpla dacă veți fi din nou împreună sau dacă va exista, să zic așa, ceva între voi și încercați să aflați mai multe detalii. S-ar putea câțiva din această iarnă, deci nu de foarte mult timp, de vreo 3 luni minim, să fi cunoscut această persoană, să fie o nouă persoană pentru câțiva și de atunci să fi început această, să zic, relație. Pentru cei care vă gândiți la carieră, totul trebuie făcut cu plăcere. Trebuie să aveți plăcere în ceea ce faceți și să fiți motivați, entuziasmați și să priviți larg orizontul, să priviți larg potențialul care se află în jurul dumneavoastră. Nu vă focusați doar asupra unei idei, asupra unei persoane sau asupra unui proiect. Sunteți capabili să experimentați mai multe lucruri deodată și să învățați și să absorbiți anumite detalii pentru a le pune în practică pentru atingerea obiectivelor voastre. Dragii mei scorpioni, cam atât am avut de spus în ceea ce privește etalarea pentru această săptămână. Vă mulțumesc tuturor din suflet, vă doresc o zi minunată, o seară plăcută sau o noapte liniștită, oriunde vă aflați, sănătate, numai bine!